Astăzi suntem în ianul țării Domnului și suntem la 158, 10 iunie, a 6-a, 2021. Am legat. Aceasta este predică pentru călugări și nu numai. Am simțit pentru călugări, celibatari, tineri, vânduri. Corespondenților pe mine. Am citat din Fapte 21, începutul, în engleză, și am fost uimit cât de precis, de precis era relatarea călătoriei și până la urmă am gândit că Biblia gândește mai bine decât mine. Ea învață logica pe filozof. Ce vreau să spun, această predică este predică mai scurtă, dar cam grea de înghițit, dar o fac să din alt cuic. Și anume că voturile de călugărie sunt foarte bune și foarte vechi, sunt puțin 2000 de ani, dar în același timp trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este Sfânt, adică El este Sfânt. Dar suntem niște biete făpturi umane. În același timp, iau acel Biblie în engleză. Este a treia Biblie în engleză care o am, în International Version, și am avut și un nou testament pe care se spune. Deci, nu vreau să fac pe domnul Cornilescu aici, dar cumva sunt nemulțumit de un timp, de 20 de ani, poate, sau aproape, 17 ani. Că Biblia noastră ortodoxă se termină cu rugăciunea regelui Manase. Pentru că dacă s-ar termina cu Maleahi, Malachi, ar fi mai practic. Și vă recomand dacă aveți probleme în legătură ce privește antropologia și credința, să citiți Sefania, Sofonie, dar mai ales să citiți acest Maleahi. N-are rost să vă stric lectura, veți citi și veți fi binecuvântați. Ideea cărții Maleahi, în primul rând, ideea cărții Sofonie este că Dumnezeu va distruge orice vie pe pământ. Și după aia evreii vor trăi rămășița care va rămâne, după ce nu va mai fi nimic, nici măcar veșnică, omul va găsi o rămășiță care va trăi în pace, în cuvântare, cum aș mai spune. Sefania, Sofonie 1. În același timp, ce vreau să vă spun este că a fi călugăr, ceea ce mi-am dorit în zona cuciului și n-am reușit, n-am fost primit, este ceva extraordinar. Nu mi-am dorit să fiu preot, niciodată, dar vreau să fiu călugăr. Și pentru aceasta, ce vreau să spun eu, dacă citiți aceste cărți și realizați ce înseamnă 39:27, poate să spun, poate. Dar dacă realizați aceste lucruri, deci, ajunge la un monahism mai realist. Asta mă întrebă. Adică, vedeți că acest Martin Luther a fost un călugăr profesionist, catolic, augustinian, doctor de Biblie, și care totuși era nemulțumit de viața lui
Entonces, ya está bien, duhovnicea, spiritual, și am făcut totul. S-a călugărit și a văzut că totul se poate mai mult. Acum nu vreau să vorbesc despre principiul lui cu credința, trebuie să crezi în Dumnezeu, nu să faci fapte pentru Dumnezeu. Dumnezeu poate face fapte pentru noi, dar nu trebuie să crezi în Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este că acest lucru a fost tot timpul un om realist, un țăran realist, care a devenit nazi. În același timp, știm că Luther a născut oameni ca Fichte, Kant, Hegel, Schelling, Hegel, Schiller, Goethe, Bush, etc. Bun, ideea e că eu vă propun să fiți realiști, nu zic că să faceți un lucru, dacă nu faceți, să ziceți că vreți să-l faceți, că nu vreți să-l faceți, asta nu e treaba mea. Și dacă se întâmplă, în același timp, dacă gândiți că vreți să vă faceți un program ca și în drumul soldatului prin deșertul tătarilor, atunci veți fi mai realiști și vă veți propune niște scopuri mai pragmatice în ceea ce vă privește. Pentru că eu mi-amintesc și eu, nu pot să zic acum mult, acum sunt totuși cu familie, am și o fată care e pe calea călătoriei, trebuie mea. Dar eu vreau să vă spun că și eu pe vreme și așa, mă tot luptam și mă juram și trebuie din asta, aproape și era foarte greu. Pentru că eu vreau să fiu eu ca și Hristos. Totuși în Evanghelie, dacă citim, asta e cel mai important, vedem că Iisus Hristos nu și-a găsit niciun egal, nu măcar că l-a învățat de tot, foarte bine. Dar vreau să vă spun, dacă sunteți călugări. Știu că televizorul nu e bun. Dar totuși, dacă aveți un televizor și vreți să vedeți ceva sau poate pe un calculator, vă aduceți un sat, un Miriam sau un sol, dacă vă aduce un Seinfeld, cum este un sol din Seinfeld, mai ales pe spiritual, mai ales din primele 6 sezoane, 8-9 până 9-5, 8-9, 9-10, 9-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-6. Atunci ar fi o binecuvântare pentru că trebuie să vă spun că acest Seinfeld este un fel de al doilea Talmud. S-au mai făcut și alte Talmuduri, de exemplu, opera lui Shalom Aleichem, un Talmud, după Talmud, Talmud după Talmud. Sau teatrul ebraic, Iris, Talmudul Iris. Piesa Steaua Fărănului de Mihai Sebastian, Talmudul Sfânt. Apoi Talmudul adevărat, în 2000 de ani. Am citit și eu, Pirke Avot, în Talmud. Este în engleză pe internet. Gutenberg, totul Gutenberg. Și aceea sunt site foarte bun. Ce vreau să vă spun, de exemplu, că acel Seinfeld serial, mă adresez că lui vreau, și că lui vreau să vedeți unul este de vreo, acel serial nu este un serial pentru păcătos, un serial de păcătos, nu este oameni, cam asta este principiul artei, cel puțin din secolul 20 după Kafka. Niște oameni care fac pe păcătoși ca să spună niște lucruri și important lucrurile care le spun acești nu neapărat pe păcătoși. Și anume, eu cred că personajele și actori din Seinfeld sunt niște oameni normali. Dar, de exemplu, la un moment dat au făcut un concurs. Tot episodul
cocina 12 minutos, ¿verdad? Y este es un concurso. O sea, es un concurso de la focus. Y bien, la pelota es el episodio. Me da mucho más atención. No, chato, no, no. No, no. Ya que la pelota es el episodio, la próxima mañana vamos a decir. No hay focus en email. Așa ceva, să facă o dezvăluire așa de profundă și fundamentală. Această lumină. De patru hemisfere, un evreu, ungur, un evreu, ce-o fi, vestic, olandez, George, o fată din toată America, a venit și din Amazonia, și lei, și un caucazian, pe cremă. Și acești oameni toți se împărtășesc același punct comun. Că până la urmă câștigă George, dar minte în declarație. Bun. Mamă, ce să ne întoarcem. Dacă ați citit deja Maleachi și Sofonie, ați văzut cum stăm față de Dumnezeu și ce cere Dumnezeu de la noi. Maleachi, cum ar fi, cum s-a tradus, eu rog, trebuie mine, mine, voi, singur, cum s-a putea traduce, la Baliu, să spun, trebuie să înțelegeți că Maleachi cu Ona nu e sinonim. Un călugăr nu poate fi un om, doar maleaște. Pentru că principiul este că trebuie să nu fii căsătorit și să n-ai teamă cu așa ceva. În același timp trebuie să înțelegi că creierul funcționează după anumite căi, după anumite procese mecanice, fizio-mecanice. Da, nu știu. Da, asta m-am spus, trebuie să fiți foarte atenți, trebuie să, cum a zis și Iisus, da, să fiți dat în pace și în acel timp ca să fie un stil în filmatul vostru, să spovediți păcatele. Dacă găsiți un preot, un preot, un duhovnic grenic, să-l spovediți păcatele, să vi le spovediți. Acum nu zic să uiteți tot timpul la el să îmi plăc cap, să țineți pe mult de bună, dar când este nevoie și să adună acolo pe răbojul inimii, să vă duceți și să vă descoperiți, pentru că nu e nimic mai greu ca asta. Mie, după ce a apărut că cel episod în Saifă, în talaz, în 20 de ani, n-am putut să fac trezorul prin scris și citit Biblia. Și pentru că asta vreau să țineți minte că Vechiul Testament are 39 de cărți, că nu e cel mai important. Dacă puteți să înțelegeți lucrul ăsta, atunci ați înțeles tot. Acum hai să... Și de asemenea, vă spuneam de Seinfeld, dar este un Seinfeld înainte de Seinfeld, care se numește The Complete Works of William Shakespeare. Este o carte cu o Biblie, toată munca lui Shakespeare de viață, și este și notat foarte mult. Și aici cumva se vede punctul de vedere al, ca să nu uităm că Calvin era un om ca un călugăr și el, protestant, dar a omorât de 40 de oameni când a ajuns să se prinde în Moldova. Prin Dumnezeu serve în mine. A fost astfel lucru.
Și trebuie să vedem ca nu cumva fiind prea virtuos, și de putem să o duc țara cu externe. Păi atât ce l-am scris. Unde se scrie pe copertă din spate, văd dacă înțelegeți. William Shakespeare, 1564-1616, se fac contemplat cu Mihai Viteazul. Is acknowledged as the greatest dramatist of all time. He excels in plot, poetry and wit, and his talent encompasses the great tragedies of Hamlet, King Lear, Othello, and Macbeth, as well as the moving history plays and the comedies such as A Midsummer Night's Dream, The Taming of the Shrew, and As You Like It, with the magical continuation of humor, ribaldry, and tenderness. This volume is a reprint of the highly regarded Shakespeare Head Press edition, and it presents all the plays in the chronological order as far as may be ascertained, in which they were written. It also includes Shakespeare's sonnets and his longer poems Venus and Adonis and The Wake of Lucrece. Vă recomand această carte. De fapt, este un comentariu istoric și dramatic, poetic asupra Bibliei. Poate că acel tânăr frumos, sonete, este chiar Iisus Hristos. Pentru că una din țările cu care Anglia a avut cel mai mare lucru cu relații, încă de la bun început, tot Grecia. Amen.